Imaginile au fost surprinse în secția de interne a Spitalului Orășenesc Găiești și au făcut furor în mediul online. La vederea acestora, conducerea instituției medicale a mers imediat în control, iar situația s-a confirmat. Aici au fost filmate imaginile. Da. Doamna doctor, când ați venit dumneavoastră în control, cum ați găsit aici? Nu așa cum au fost imaginele publicate pe Facebook, în niciun caz. Acela a fost un caz izolat, a fost filmat tendențios noaptea și a fost filmat un pat care nu era ocupat și care urma a se schimba lingeria a doua zi. Când ați venit aici, lingeria, perna, Erau schimbate. În spitalul de la Găiești, fiecare secție are lingerie personalizată pentru a nu ajunge dintr-o secție în alta. Managerul spitalului recunoaște faptul că această situație s-a creat din cauza neglijenței personalului care a fost pe tura respectivă. Din neglijență nu fusese schimbată lingeria. Pernele nouă. Au fost schimbată. Da, pernele pe care le aveam în magazin, da? Și nu fusese schimbate. O să fie trase la răspundere persoanele vinovate. Deja am făcut referat către Consiliul Etic pentru sancționarea tuturor persoanelor neglijente și vor fi acuzate de neglijență și nerespectarea fișei postului. Personalul de pe secția respectivă nu și-a făcut datoria cu responsabilitate. Acea pernă veche, ruptă și pătată nu a fost schimbată, cel mai probabil din lene, întrucât în magazia spitalului există un stoc de astfel de produse noi. Acelea sunt noi? Da, nu, sunt... Nu sunt noi. Pernele sunt noi. Deci e clar că a fost cu rea voință și... Avem pijamale, da? Pentru cei care nu... Pijamale bărbătești. Neglijența personalului a persistat și după ce situația a fost făcută publică. Deși au fost mustrate de conducerea spitalului, infirmierele au ascuns mizeria de pe saltea sub un cearșaf curat, fără să țină cont de faptul că cel mai probabil vor veni în control și reprezentanții DSP. Cât despre tăvile vechi și ruginite, conducerea spitalului spune că nu au fost identificate în interior până la acest moment. Deci, cum au fost filmate tăvile? Și tăvile erau aici? Dar nu știu, nu le recunosc tăvilele. Și mergem la bucătărie, că zici, domnul, poate am fost acolo. O să vedeți că nu mai am așa ceva. Tava aceea care a fost fotografiată de unde? Printre pacienți și localnici, părerile sunt împărțite în ceea ce privește condițiile din spitalul de la Găiești. Cum sunt, doamnă, condițiile din spital? Foarte bune, deci eu sunt mulțumită, cel puțin. Vi s-a schimbat lingeria? Lingeria se schimbă zilnic, poate de două ori la cerințe și de două ori pe zi. Mâncarea e foarte bună, doamna doctor trece zilnic să ne vadă, ne pansează, ne dăm... Despre curățenie ce ne puteți spune? Deci cum vedeți, dumneavoastră e foarte curat. Ne întreabă dacă ne mai trebuie ceva, dacă ne doare, dacă... adică sunt foarte atenți. Pernele, păturile, da, foarte curate. Foarte curate. Le-ați găsit curate de când ați venit? Da. Dumneavoastră sunteți mulțumit de condițiile din spital? Mai mult decât mulțumit. Cum ați găsit patul când v-ați internat? Așa cum îl vedeți acum, așa l-am găsit, așa îl las. Adică omul, dacă are un pic de bun simț, mă simt ca la spital, că bine nu te simți decât acasă. Pernele cum? Pernele acum ați găsit? Bună. Dar am pus prosopul pe aia că... La Găiești. Vai de mama lor. Adică? Nu pot să vă mai stau. Duceți-vă și vedeți. Revedeți condițiile?
Conducerea spitalului spune că în ultimii ani s-au făcut investiții mari în unitatea medicală și că imaginile apărute în spațiul public nu le fac deloc cinste. Tocmai de aceea, personalul responsabil va fi sancționat corespunzător pentru ca pe viitor astfel de situații să nu se mai repete.